Duminică, 19 mai, Consiliul Județean Sălaj, Primăria și Consiliul Local Bălan, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei organizează sărbătoarea Fata Cătanii pe Valea Almașului. Evenimentul va începe cu o slujbă religioasă la Biserica din Kendrea, urmată de un moment comemorativ la Monumentul Eroilor din Dâmbul Șurii. Programul va continua la Grădina Zmeilor, unde elevii școlii de pe Valea Almașului vor susține un moment artistic și vor prezenta portul popular specific zonei. Pe scenă vor urca ansamblul folcloric Meseșul Zalău, Valeria și Traian Ilea, Oana Bogza Pintea, iar seara se va încheia cu un concert al trupei Compact și un foc de artificii.